Bună ziua, mulțumesc pentru că la sfârșit de săptămână v-ați răzit din timp să fiți prezent la conferința noastră de presă. Vreau să vă precizez că la această conferință o să vă fiu eu și cu colegul meu, domnul Baru Valentin. Domnul senator Ciprian Pandea se află în comisiile reunite de buget finanțe pentru a dezbate proiectul de buget pentru anul 2021. Bugetul, ați văzut cu toții, este un buget construit pe investiții, pe absorpție de fonduri europene, inclusiv bugetul Ministerului Agriculturii cunoaște o creștere de 14% aproximativ pe ce înseamnă rambursări și decontări, pentru că am ajuns la finalul perioadei de programare pe fonduri europene. Și, bineînțeles, pe perioada de tranziție sunt alocate 2,8 miliarde de euro, adică în 2021 și 2022, pentru a se lansa sesiuni noi de proiecte de investiții în mediul rural, în activități agricole și activități non-agricole. Am simțit să spun toate lucrurile astea ca să nu credeți că fug de răspunderea pe care o am în Parlament și că votul meu a fost un vot care a fost dictat de nu știu cine sau pur și simplu că sunt un politician care doar în campanie promit lucruri pentru fermier, după care uit de fermier, nici pe departe lucrul ăsta. Inclusiv eu am purtat nenumărate discuții cu conducerea Ministerului să găsim o soluție și soluția cred că asta este cea pe care v-am explicat-o mai devreme. Trecând la activitatea noastră politică din județ. Eu vă spun foarte clar că nu voi tolera comportamente în care cineva se comportă cu instituțiile statului ca fiind pe propria moșie. Dacă cineva își imaginează că e stăpân peste oameni, peste administrație, se înșeală amarnic și lucrul ăsta l-am văzut zilele trecute. Domnul președinte a trebuit să dea o explicație, mai ales că suntem într-o competiție politică și am văzut că în conferința dumneavoastră de presă n-au spus absolut nimic de lucrul ăsta. Și eu, ca și cetățean al județului, așteptam o explicație, să înțelegem ce s-a întâmplat cu domnul procuror. A fost sau nu amenințat? Ce s-a întâmplat cu cei 10 salariați? Au fost sau nu falsificate documente? Dacă asta este gândirea și managementul la nivel județean sau municipal, eu vă spun foarte clar, asta n-arată la administrație care să respecte profesioniștii din instituții și să se concentreze pe obiectivele politice pe care și le-au asumat în campanie. Văd că vrem să contractăm un credit de 87 de milioane de lei. Din analizele noastre, rezultă că, pe de-o parte, bugetul Consiliului Județean, la încheierea anului fiscal, conform legii bugetului, legii 500, a fost pe deficit. Deci n-a fost n-a fost pe excedent. Motiv în care e foarte complicat să obții acest credit. În al doilea rând, creditul respectiv ar fi trebuit, dacă tot se contractează, să fie exclusiv partea cofinanțărilor din fonduri europene. Că s-a mai întâmplat în 23 septembrie 2020, cum vă spuneam și data trecută, o chestiune pe care tot la fel aștept explicație. S-a semnat un contract de reabilitare a Palatului Prefectural, care inițial costa 37 de milioane de lei și acum brusc a crescut peste noapte la 58 de milioane de lei. Trebuie să vedem cine a făcut raportul ăla, cum a crescut peste noapte ca făt frumos și singurul lucru care s-a întâmplat în momentul în care actualul președinte al Consiliului Județean a luat certificat de grefă, a fost să semneze acel contract, dacă este adevărat sau nu, trebuie să ne spună și să vă spună dumneavoastră ca prin intermediul dumneavoastră să afle cetățenii și cititori. Dacă am
crescut cu 20 de milioane de lei să reabilităm palatul prefectural din bugetul propriu, în condițiile în care ai surse de finanțare nerambursabile, ar trebui să avem o explicație cum drămâim banii din bugetul Consiliului Județean, care oricum sunt cum sunt. Eu am făcut o interpelare, încă n-am primit un răspuns atât la primăria de municipiu, cât și la Consiliul Județean, să mi se spună câtor angajați li s-a încetat contractul de muncă cu acordul părților sau prin demisie în perioada decembrie ianuarie 2021, cât sunt detașați de pe cabinetele parlamentare în aparatul propriu la Consiliul Județean și la primărie, asta ca să știm cu toții cum stăm, și care este schema de personal? Că înțeleg că la DGASPC în septembrie erau 799 de angajați, iar acum cel mai mare angajator al județului Călăraș este DGASPC cu 1000 de angajați. Adică alții fac restructurări, iar noi facem angajări. Ca să nu mai spunem de modul în care se selectează managementul, cum se vedea la săpunarii, ce management extraordinar au selectat acolo. Interesant cum se întâmplă lucrurile astea. Dar de asta suntem un județ care discutăm de el doar de potențial și nu vrem să devenim serioși și să atragem cât mai multe fonduri europene. Cam asta am avut eu de spus. Asta cu DNA-ul aștept, chiar aștept un răspuns serios din partea celor care pot să dea un răspuns sau poate n-au voie să ne dea, dar măcar o explicație ar fi trebuit din perspectiva celor 10 angajați care au fost dați afară, cum au fost dați afară. Domnul prefect, viitor prefect. Poate vreau să vă adresez întrebări. Nu am foarte multe decât dacă aveți întrebări pentru mine. Nu pot să comentez foarte tare pentru că deja am spus despre ședința de Consiliul Județean trecută. Cei mai mulți dintre ziariștii prezenți au fost și la ședința de Consiliul Județean. Dacă există întrebări, am fost. Ce să comentăm și despre împrumut și despre propunerea de schimbare a categoriei drumurilor, să le facem din drumul comunal, în drumul județene, la difuniile domnului Iuxă, am spus-o și în ședință. Din păcate, nu așa se dezvoltă județul. Sunt atâtea drumuri județene care n-au fost reabilitate și există o soluție de G411, dar o rușine, din punctul meu de vedere, dacă nu fi și penal. Probabil cineva se va pleca și asupra acestui subiect. Există soluții, există sume care vin de la Guvernul României în fiecare an pentru drumurile comunale, așa cum am și spus. Nu e necesar. Banii ăia trebuiau repartizați comunelor după lungimea de drumuri comunale pe care le-au în administrare, lucru care nu s-a întâmplat anul trecut. Și acum venim să schimbăm categoria drumurilor, să putem finanța noi de la Consiliul Județean, nu știu din ce fonduri și cum, anumite drumuri pe care le-am mai reabilitat, de fapt, parțial. Nu mi se pare corect. Adică ar trebui să fie o prioritizare și, într-adevăr, mai sunt drumuri de pământ prin județul ăsta. Hai să le prioritizăm și să le facem ca la carte. Asta era obiecția la doleanțele domnului președinte. Întrebări. Spuneți-ne, de ce v-ați dorit funcția de prefect? Păi, principalul atribut pe care îl are prefectul, în afară de reprezentantul guvernului teritoriu, s-a schimbat și ordonanța, prin ordonanță codul administrativ, e o funcție de demnitate publică acum, e să monitorizeze și să cenzureze administrația publică locală de nelegalitate sau neconformitate. Atât timp cât am trăit, atât timp în Consiliul Județean, cu abuzurile unui personaj care încă mai deține această funcție, din nefericire,
Și știind că mai sunt multe primării în județul Călăraș, unde se promovează, se adoptă hotărâri de consilii locale la limita legii sau neconforme și nu le atacă nimeni, vreau să cenzurez de nelegalitate și bani de neconformitate tot ce e de cenzurat. Nu e nimeni inconștient acum să cenzureze și să atace în contencios administrativ. Toate în ochii puiți că e un război personal la meu cu Iliuță Vasile. Ăla a fost în campanie electorală. S-a încheiat. Așa cum s-a încheiat, printr-o mare fraudă, din punctul meu de vedere, dar instituțiile s-au făcut că nu văd. Sunt hotărâri de Consiliul Județean pe care le-am votat eu însumi. Au fost adoptate cu unanimitate de voturi. Consiliul Județean promovează și hotărâri corecte pentru cetățean. Dar sunt unele care, din punctul meu de vedere, sunt incorecte. Au fost oameni care au mult de suferit din cauza acestui personaj, prin dispoziția arbitrare, prin hotărâri de Consiliu, atacate în instanță și câștigate în primă instanță de către salariați, dar aș fi foarte bine că un număr mare de salariați a avut de suferit la tot. Sper că acest comportament abuziv să înceteze cât mai curând. Prin comunicare directă nu s-a putut. Eu cât am funcționat acolo, am încercat acest lucru cu un anumit punct. Generalul Marian Stoica, actualul prefect, care este liberal, și-a manifestat dorința de a nu mai continua la prefectură, de s-a produs această nouă numire pentru... Da, și-a enunțat această intenție încă de anul trecut, din câte știu. Probabil că dacă domnul Stoica și-ar fi dorit să continue, n-am de unde să știu, că n-am asistat la discuții între președintele partidului, domnul prefect sau... Și poate premier. Dar eu știu că și-am manifestat intenția de a pleca din prefectura, nu știu ce motiv, încă de anul trecut. Probabil de asta a și fost competiția aia internă, între mine și domnul subprefect cu Dumitru. Probabil dacă rămânea, nici nu se mai vrea această dispută să... Ați declarat că ați pierdut alegerile locale din cauza trădării pe care le-ați avut. Și din cauza trădării. Unde? Dacă vă uitați pe rezultate, puteți să vă imaginați și dumneavoastră. Nu o să dau nume acum, chiar dacă vă doriți asta. Uitați-vă pe rezultatele de la locale și veți vedea. Deci e vorba de primari. E vorba de primari. De unii primari. De unii primari. Da, adică a fost simplu. Domnul Iliuță a știut tare abilitatea asta, trebuie să o recunosc. Să manipuleze. Nu i-a deranjat la primat, n-avea cum să ia la PSD. Cei care s-au dus la PSD, din punctul meu de vedere, au trădat. La ei m-a referit în primul rând. Cei 9 primari, 10, 11, cât s-au plecat, nu mai știu. S-au dus acolo. Au plecat la PNL pentru că aveau un istoric în comun cu domnul Iliuț. Prietenii, afaceri și așa mai departe. Nu le comentez. La ei m-a referit în primul rând. Dar, din păcate, unii dintre primarii noștri, din păcate, mulți dintre ei au și pierdut alegerile. Au crezut în propunerea asta de înțelegere cu domnul Vasile Iliuță. Domnul, eu te las în pace la primar, dar dă mie voturile la președintele Consiliului Județean și la Consiliul Județean. Și s-a întâmplat. Pentru că diferența e mare între numărul de voturi pe care l-a obținut primarul pentru sine însuși și între voturile care s-au exprimat pentru președintele Consiliului Județean și Consiliul Județean. La PSD n-a fost așa. Bravo lor, cinste lor, ce să spun. Ce a fost acolo, a fost și în partea cealaltă. La noi, din păcate, n-a fost așa. Dar nu m-au acuz. Am și o parte a mea de vină, evident. Dar dacă aceste trădări n-ar fi existat și banii aia foarte mulți, pe care știm cu toții că i-am prăștiat și ne-am prăștiat prin județ, asta ar fi putut fi ales. Pe cine a dorit ca secretar general la prefectură? Sunt trei persoane. Trebuie să discutăm cu domnul președinte Emil Dumitru și trei persoane. Nu pot să vă dau numele acum, pentru că trebuie să și întâmple. În primul rând, persoana trebuie să îndeplinească condițiile de ocupare a postului. Știți că e dat funcționat? Dacă ar putea fi domnul Stoica? Din punctul meu de vedere, nu. Vă referiți la actualul prefect? Da. Nu. Domnul prefect? Așa.
Se retrage la pensie? Nu. E rezervată USR această funcție? Nu, dar nu există împărțire. Este un alt funcționar public conform ordonanței de urgență în care s-a amendat codul administrativ și practic trebuie recrutat din rândul celor care pot îndeplini în primul rând, din perspectiva studiilor, studii juridice, administrative sau științe politice, astea sunt cele trei categorii. Din punctul ăsta de vedere, domnul Stoica ar fi îndeplinit condiția, dar din punctul meu de vedere, nu cred că și-ar dori lucrul ăsta. Cel puțin mie lumea. Și nu puteți să ne spuneți de loc care sunt acele trei persoane la care v-ați gândit? Eu nu, poate domnul președinte, poate să o fac, nu pot să accentuez. În momentul în care, va fi, în primul rând, să vă rând dacă îndeplinesc criteriile. Pentru că e prefer, este n-a funcționat public. Poate să exercite temporar, pentru că se vor organiza concursul pentru funcția de secretar general al prefecturii. Numai așa se poate ocupa, deci din rândul celor care exercitarea va fi temporară. Prima etapă, mai mult ca sigur. Dar trebuie să îndeplinească condițiile cumulative prevăzute de ordonanță. Și cine din Călăraș îndeplinește condițiile astea de a fi doar funcționatul? Din câte știu eu, nu există. Din câte știi, știi bine. De-aia spun că va fi ocupat postul pe exercitare temporară și după aia vom vedea. Ordonanța va fi amendată de Parlament, pentru că, într-adevăr, așa cum este în momentul de funcție, e inaplicabil. Dar pot veni din corpul inspectorilor guvernamentali, și așa. Să știți că din corpul inspectorilor guvernamentali. Sunt de acord, dar din corpul inspectorilor guvernamentali foarte puțin și doresc în vreun fel să activeze. Ar putea fi o variantă asta. În momentul în care partidul de pe locul 2 la alegerile locale nu a putut să-și impună măcar vicepreședintele Consiliului Județean. În momentul în care orice fel de acțiune pe care noi am vrut să o facem în interesul județului, repet, nu e o chestiune de de a ne place de cineva sau nu, da? Și nu s-a dat curs sub nicio formă. Și vă dau un exemplu de ipocrizie. Au făcut suplimentări la bugetul de fotbal în 2020. Două suplimentări de buget succesive. Una de 450.000 de lei și una de 500.000 de lei. De la o ședință la alta. Dar în egală măsură în presă, ieșea și critica că, vezi, doamne, guvernul Orban nu alocă sume de bani necesare pentru DGASPC și a plătit doar 80 și ceva la sută și avem și scris în sensul ăsta din net la salariații DGASPC. Păi să se hotărască Consiliul Județean. Vrea să fie onest față de cetățeni și să-și onoreze obligațiile financiare de plată cu titlul de salariu la DGASPC sau doar să facă o acțiune de PR ieftină? Nu vă grăbiți. La începutul anului 2020, bugetul pentru fotbal a fost de 50 de miliarde. Fix la o lună când a izbucnit pandemia, s-au luat 10 miliarde, 1 milion de lei, bani care s-au băgat în materiale și în instrument pentru spital. Deci dacă luăm 9 miliarde jumate cu 10 miliarde cheltuiți pentru pandemie, e tantipamant. Deci nu s-a cheltuit în plus sau în minus față de ce spuneți dumneavoastră. Domnul Barbu poate să vă confirmă că era bugetul de 50 de miliarde. Majorările peste cele 50 de miliarde n-au fost prevăzute inițial. Despre asta vorbim. Ok, dacă este ce spuneți dumneavoastră, s-ar putea să fie un sâmbără de adevăr. Dar dacă ne încadrăm pe bugetul inițial de 50 de miliarde, nu ne încadrăm, asta era. Era antipamat. Păi vorbeam, domnul Cujul, de strategia pe care o are până la urmă ordonatorul de credite de dezvoltare a județului. Vreți să facem o aritmetică simplă, plus cu minus, că atunci nu găsim nicio rațiune prin care să dezvoltăm. Puteți să mă încercați, că la aritmetică mai... Ideea este că eu nu văd sau panfibile. Cum facem panfibile alea care trecem prin... Facem noi, nu știu ce, rută România-Bulgaria. Chiar pe bune suntem serioși sau... Cred că mi se pare că am ajuns așa într-o zonă de asta, de teritoriu. Au anunțat dimineața că sunt gata cu proiectul și după amiază deja semnau contractul. Adică lucrurile așa se întâmplă. Nu e ca la o firmă privată în care poți să dispui cum vrei tu de banii publici.
folosesc niște proceduri care trebuie respectate. Da, mă rog, nu sunt eu măsură să spun. Se va construi cortul la cărăraș, domnule președinte? Nu, se va construi la Olteniță. Din perspectiva mea, Olteniță este pregătită din punct de vedere al și al amplasamentului și al modului în care pot să acceseze. S-a scos pe SICAP reactualizarea studiului de fezabilitate pentru canalul Dinăre București. Credeți că e benefic pentru județ, pentru Olteniță? Da, este benefic pentru România, în primul rând. Pentru că... Ne referim strict la zona asta. E va cunoaște o dezvoltare absolut fabuloasă. Deci, din punctul meu de vedere, și am spus-o pe perioada deținerii președinției rotative a Consiliului, România nu avem un mesaj consistent pe un proiect major de țară pe care vrea să-l împingă către Bruxelles, pe o finanțare de genul ăsta, fie că vorbeam de creditare, fie că vorbeam, da. Coridorul Dunării este foarte interesant și din perspectiva faptului că suntem județ agricol și că putem să exportăm nu către țări terțe, către țări arabe, cereale, ci către Occident la niște prețuri mult mai bune și în schimburile comerciale pe fluxuri de marfă. Dunărea este foarte importantă, iar canalul Dunăre-București e o investiție care merită din două perspective și din perspectiva dezvoltării zone turistice pe lângă capitala României și din perspectiva schimburilor comerciale care s-ar putea să schimbe fluxul. Acest port este conexat cu proiectul canalului sau sunt lucruri separate? Se vrea fi un port turistic în care să existe un punct de mic trafic între Tutracan și Olteniță, pentru că din studiile pe care le-au realizat cei de la primăria municipiului Olteniță, este coridorul cel mai facil de tranzit, inclusiv pentru Turcia. Practic, este cel mai scurt coridor acolo, iar Turcia au un acord bilateral cu Bulgaria de a cofinanța realizarea unei șosele în regim de, nu de autostradă, de drum expres, fix pe zona asta. La Olteniță, din câte știu eu, este punct terminus sau punct de îmbarcare pentru toate croazierele care se fac pe Dunăre. Oamenii aia se dau jos sau se îmbarcă din corp avionul până la București. În Olteniță nu au ce să fac. Da. Nimeni n-a gândit nimic pentru chestia asta de punct de stat de 30 de ani în pace. Sunt de acord cu dumneavoastră aici și ține și de o dezvoltare locală. Dacă ne ducem din nou în zona în care vă simt cel mai confortabil de agricultură. Aici e vorba de interes național, da, deja, pentru că acolo vin cei care traversează toată Europa pe Dunăre. Da, nu sunt de acord. Dar dezmonțit discuțiile cu Ministerul Transporturilor, că acolo era o problemă până acolo. Era cu APDF Giurgiu, da, s-a dezmonțit discuția pe... Pentru că oamenii de la APDF Giurgiu au concesionat pe zona portului din Olteniță, au concesionat spații, terenul... Mai este un hectar jumătate care disponibil care poate fi acordat prin hotărâre de guvern, pentru că e domeniul public al statului pe legea 213, să treacă din administrarea APDF Giurgiu în administrarea Consiliului Local Olteniță. Și sunteți optimist? Adică să renunțe APDF la niște bani pe care-i loc? Dacă este hotărâre de... Pentru, da, renunța APDF pentru niște bani, dar gândiți-vă ce înseamnă dezvoltarea locală deci, de acolo. Cu alte cuvinte, dețin să sta pe lângă premier în guvern să se urgenteze... Da, voi insista, inclusiv... Procedura asta de... Inclusiv iau un calcul să fac proiect de lege, dacă lucrurile trenează din perspectiva vizului de la APDF, pentru că, repet, Olteniță este la mai puțin de 40 de minute de mers cu mașina de capitala României. Nu văd niciun fel de zonă de dezvoltare, capacități de turistice, de agropensiuni. Absolut nimic nu se dezvoltă într-o zonă care are potențial. Da? Județul Călăraș are 20.000 de vizitatori pe an, de turiști, ceea ce e de-a dreptul ridicol, în condițiile în care am avea ce să arătăm și am avea ce să dezvoltăm. Păi și cam ce s-a arătat dumneavoastră? După ce vorbiți numai de agricultură. După ce o să apară amfibiile astea? Asta e un pic, asta. Dumneavoastră vorbiți de turism. Până acum, în discuție urbării, vă spuneți numai de agricultură. De ce să vadă turistul într-o zonă agrară? Adică n-avem nici combine. Păi spuneți-mi, ce să vadă un turist într-o zonă agrară?
Păi are ce să... Ca să nu se înțeleg și eu. Pentru că avem Dunărea, care poate fi exploatată din perspectivă turistică. Ce Dunărea? Nu vreți făcut cruzare în zona asta, nu vreți Delta. Deci, haideți că vorbim la modul serios. Ce atracții turistice sunt în zona Dunărea? La modul serios ați văzut câte activități? Eu am văzut și eu știu ce vorbesc. Am văzut turiște aici și știu că nu au ce să facă. În general, oamenii care vin în călărași pentru că specie și vânătoare. Bun, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămânem doar în zona asta de pescuit și vânătoare. Ați văzut că la sfârșitul săptămânii sunt, cel puțin până să fi intervenit pandemia, erau foarte mulți la sfârșit de săptămână care ieșeau cu familia cu biciclete, făceau tot felul de excursii. În zona de cazare, dacă e să mergem între Oltenița și Călărași, nu găsim un spațiu de cazare care, prin care să te cazezi peste noapte. Ce să fac pentru? Este unul la Doroman. Este localități rurale. Ce să fac? Când e o pensiune la Doroman. Da, tu știi. În zona Olteniței sunt câteva acolo că la finanțări, de întâmplător. Am avut din oamenii cu București și am văzut, da? Ce pot să faci într-o zonă agrară? Văd câmpuri cu marulă. Ce să fac? În afară de turiști, ce aveți? Ce intenția de zonă, președinte? Unde veți orienta proiectele principale de PNL în mandatul acesta, în afară de... În primul rând, așa cum v-a anunțat și colegul Ciprian Pantea, este să creăm infrastructură locală, pentru că altfel, depopularea satelor va fi continuă, indiferent de formațiunea politică care conduce vremelnic localitatea respectivă. Uitați-vă că există un exod de tineret foarte mare și, repet, nu neapărat din perspectiva salariului, din perspectiva condițiilor sociale, dacă nu ai servicii sanitare corespunzătoare, nu ai o zonă unde să poți să ai zonă recreativă, nu ai servicii de educație corespunzătoare, tinerii cu siguranță vor alege calea de a merge către oraș. Și vom face investiții, dar trebuie să avem grijă să și oferim o perspectivă serioasă și nu să vindem iluzii cu amfibii sau cu credite de astea așa năstrușnice, pe atragerea de investitori. Asta este scurt. Nu pentru dumneavoastră. Cu primarul municipiului, ce de la țesele? Profesional, vă zic. Nu, ultima dată când m-am văzut cu domnul primar, m-am văzut la Compania Națională de Investiții, alături de alți colegi primari și cu colegul meu senator, să discutăm despre proiectele de dezvoltare locală. Adică, în principiu, dacă ar avea nevoie de intervenția noastră pentru colegii din guvern, pentru finanțarea unor proiecte din Călărași, îi veți da concursul? Sau? Da, aș fi chiar absurd și ipocrit să spun că un proiect de dezvoltare locală care este serios, să spun că nu mă opun să-l finanțăm doar pentru că face parte din altă familie politică. Problema de fond, pe care i-am și spus-o domnului primar, este să facă eforturi, pe de o parte să continue toate proiectele administrației liberale pe care le-a moștenit și pe care are șansa să le ducă mai departe și să identifice proiecte noi finanțate din fonduri europene. Banul european se verifică mai mult. Banul ăsta public, local, mai bine o curte de conturi și cam atât. Care mai este starea de spirit în organizația? A noastră? Da. Păi ne pregătim de alegeri. Ne pregătim de alegeri la Frumușani, așa cum știți. La Cuza Vodă n-am vrut și evit să discut subiectul, pentru că e prea recent pierderea unui om care, din păcate, a dispărut dintre noi la o vârstă incredibil de fragedă, de 38 de ani. Nu, refuz să discut de Cuza Vodă, pentru că, repet, eu am fost la mormântare, din păcate, e o chestiune care și acum am, nu am o explicație. Vom avea, probabil, Gălbinaș. Poate o să așteptăm o hotărâre definitivă și revocabilă acolo. Suntem pregătiți. Probabil că pentru partea a doua. Când va fi, că... Știți că hotărârile nu le dăm noi, le dăm instanțele de judecată. Apropo de prezumția de nevinovăție. De ce liniște să mă fie? Nu știu dacă e vorba de liniște. Știți, suntem o filială în care... Vie, cum a fost da.
în care, pe de o parte, am venit o echipă nouă, cu niște probleme de fond pentru faptul că nu mai avem același număr de primari cum l-am avut în mandatul 2016-2020, cu Consiliul Județean pierdut, dar cu perspective foarte bune. Dacă suntem consecvenți și nu vom fugi de răspundere atunci când votăm împotriva unui amendament, cum am făcut eu ieri, care nu avea fundament economic, vreau să se comunice public, și vom livra proiecte de dezvoltare locală, probabil că între timp vă veți schimba și impresia despre noi, că suntem serioși și că vrem doar să facem lucrurile să funcționeze. Apropo de numirile politice, despre Dragoș Coman, despre plecarea lui Dragoș Coman din Ministerul Primării și Sportului, răspundeți? Nu știu. Eu vă răspund, m-ați întrebat. Dacă m-ați întrebat, vă și răspund. Sigur, Dragoș Coman este colegul nostru, și știți foarte bine istoria lui Dragoș Coman vis-a-vis de alegerile locale, care era poziționat bine într-un sondaj pe care l-a realizat, n-a fost desemnat candidat, după care a fost anunțat în conferință de presă candidat la deputați, după care s-a trezit pe locul 3 candidat la deputați. Din perspectiva politică, am discuții la nivelul Guvernului de a identifica o poziție de demnitate publică pentru Dragoș Coman. Dragoș Coman, care în calitatea lui de secretar de stat la tinere și sport, a adus o finanțare consistentă în municipiului Călărea, o să las pe el să... Bun, și de ce a fost schimbat atunci, dacă... De ce? Pentru că suntem într-o coaliție de guvernare în care PNL-ul nu mai are 100% locuri în guvern și mai sunt și alți parteneri de coaliție și... Din asta vă spun.